Să ne uităm spre fiecare domeniu în parte. Spuneai că în cazul televiziunii ordonanța nu a avut niciun efect. Ce a influențat evoluția constantă a pieței TV în afară de ordonanță? Au existat influențe din partea unor evenimente precum intrarea YouTube în România în urmă cu un an, de exemplu? Sau au existat influențe din partea unor schimbări de acționariat sau altor evoluții din piață? Schimbările pe care le vedem la nivel de TV vin în mare măsură din fluctuațiile de audiență. Deci dacă există fluctuații de audiență, evident există și fluctuații de spending pe diferite trusturi TV sau canale de nișă, de exemplu. Deci astea ar fi singurele care pot conduce la mișcări, fluctuații de audiență. Pe parcursul anului 2013, deși a existat plecarea lui Adrian Sârbu, au fost niște evenimente, niște happening-uri, ca să zic așa, importante pe care creșterea de preț a ProTV-ului, da, au fost niște happening-uri care le-a reflectat și mass media foarte, foarte mult. Faptul că ProTV a crescut audiența, Antena 1 a crescut audiența, Canal D a crescut audiența, deci principalele trei stații, fanioanele, ca să zic așa, au fost pe trend de creștere de audiență, s-a reflectat și în mișcarea, să zicem, de bugete dinspre tematice spre stațiile de televiziune. Astea importante, cele trei importante. Astfel încât cele trei puncte de share, să zicem, pe care tematicele le-au pierdut, au însemnat și trei puncte de în share-ul de buget care s-au îndreptat către cei trei mai mari player, practic, în acest moment din piața de TV. În acest moment se petrec tot pe piața de TV foarte multe mișcări. Voi ce urmăriți în acest moment la schimbările de la ProTV, șocurile prin care trece ProTV de o vreme încoace, fluxul de vedete către antenă, problemele din justiție ale șefilor de la antenă, schimbările de la Prima de acționariat. Voi ce urmăriți mai exact? Ce se întâmplă dacă, să zicem, toate acestea ar duce la o schimbare a liderului? Ce influență ar avea o modificare mare a audiențelor, a raporturilor de audiență sau în politicile de preț? Noi privim audiențele, că astea vorbesc, e foarte adevărat. Noi suntem niște persoane avizate, tu, eu, oameni care suntem puși la punct cu absolut tot ce înseamnă noutăți din punctul ăsta de vedere. Până la urmă, marea masă a publicului, ca să zic așa, care e publicul Antenei, publicul Pro-ului, nu percep aceste schimbări de acționariat, schimbări de echipe de lucru într-o parte sau într-alta. Sigur, dacă calitatea produsului pe care stația respectivă o livrează până la urmă se modifică și dacă loialitatea consumatorului de televiziune vis-a-vis de acea televiziune scade, vor exista și astfel de fluctuații sau picări de audiență și transferuri de audiență dintr-o parte într-alta. Dar deocamdată nu suntem în acel punct. Trebuie să vedem ce o să se întâmple în toamnă, e foarte adevărat. Până în acest moment, ProTV evoluează foarte bine. E foarte adevărat că a avut sezonul de reghete, practic acum s-a terminat. Antena 1 are o evoluție steady. Avem mare încredere atât într-unul dintre player cât și în celălalt, pentru că sunt oameni care au dovedit că știu să producă conținut de calitate și produse de televiziune care au dus la audiențe care au explodat. Ne bucurăm foarte mult că există competiție, pentru că stupul ăsta trebuia un pic clătinat ca să-l scoate mierea din el. Și cred că cel care are de câștigat din această competiție până la urmă este consumatorul, este privitorul
de conținut de la televizor. Eu cred foarte mult că această competiție între cele două mari trusturi până la urmă o să ducă la o calitate mai bună a programelor de televiziune și mă bucur că această competiție, care altădată era numai la nivelul advertiserilor sau la nivelul agențiilor, care este extrem de acerbă, este în momentul ăsta și la nivelul trusturilor mari de televiziune.